Un ordin al Ministerului Sănătății obligă pe farmaciștii din toată țara să primească medicamentele expirate de la populație. Odată primite, pastilele ajung la firmele contractate pentru incinerare. Acestea sunt etapele adoptate de către Ministerul Sănătății printr-un ordin privind crearea unui mediu cât mai sănătos pentru populație. Chiar dacă ordinul a intrat în vigoare încă din 21 februarie, până în acest moment, nicio farmacie din Giurgiu nu l-a aplicat. Ce ar trebui să facă cetățeanul cu aceste medicamente? În niciun caz să nu le arunce la chiuvetă sau la gunoi. Să le colecteze în momentul când vom primi ordinul cu normele de punere în aplicare. Toate farmaciile din Giurgiu au contracte cu firmele de incinerare și probabil le va prelua fiecare farmacie. În acest moment, practic, dacă aceste norme nu există, nicio farmacie din Giurgiu nu poate să le primească, pentru că s-ar putea pacientul să ne ceară contravaloarea pe medicamentele respective. Nu știm despre ce e vorba. Până nu primim normele, nu putem să le primim. Deși fiecare farmacie va aplica ordinul odată cu primirea normelor, clienții nu se vor înghesui să vină să depună medicamentele expirate. Giurgiuvenii spun că de fiecare dată aleg să scape de pastile prin aruncarea acestora la pubelele de gunoi ori în toalete. Dacă ați avea medicamente expirate, unde le-ați arunca? La gunoi le arunc, mereu. Eu zic, după mine, ar trebui așa, duce înapoi la dispensare în comună. Nu, foarte bine. Nu aruncate pe stradă sau la gunoi sau la copii. Unde să arunc pastilele expirate? Nu știu unde le-aș arunca, dar în orice caz, cred că în WC-ul mai repede decât să le mănce păsările. Le-aș arunca la gunoi. Când vine vorba însă de noile reguli impuse de Ministerul Sănătății, oamenii spun că nu au cunoștință de niciun ordin și că nu au fost informați de faptul că trebuie să predea pastilele farmaciștilor. Ministerul Sănătății a dat un nou ordin întrucât trebuie să le duceți la farmacie pe cele expirate. Știați de el? Nu. Nu știam. Nu, n-am auzit. Nu mi-a spus nimeni până acum, nicio farmacistă, nicio farmacie, n-am văzut niciun afiș pe nicăieri. Să le ducem. Eu chiar de curând am aruncat medicamente expirate și unele care mi s-a schimbat rețeta și nu le-am folosit. De ce? Să le vândă din nou? Știați de acest ordin? Da. Dar nu le duc la, că le vinde din nou. Informația privind depunerea pastilelor expirate la farmacie este confirmată și de directorul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu. Doctorul Paul Marinescu spune că există medicamente care nu pot influența deloc mediul de viață al populației sau pot avea un efect negativ. Medicul este de părere că, odată ce populația ar ține cont de aceste reguli, numărul cazurilor de îmbolnăvire provenite din aceste cauze ar scădea.